Sesiunea septembrie a concursului de admitere a Universității Ștefan cel Mare din Suceava debutează luni, 6 septembrie, și se va desfășura până pe data de 13 septembrie, fără zilele de sâmbătă și duminică, pentru specializările unde nu există probe, respectiv 10 septembrie pentru specializările unde există probe. Oferta universității pentru această sesiune conține un total de 523 de locuri fără taxă, dintre care 290 la studiile de licență, iar 233 la studiile de masterat. Acestora li se adaugă locurile disponibile cu taxă, după cum urmează: 1036 la licență fără formă de învățământ cu frecvență, 493 la masterat, 46 la conversie profesională și 208 locuri la licență cu învățământ la distanță. Pentru etnicii români de pretutideni, în sesiunea septembrie mai sunt disponibile 110 locuri de la ciclul de studii de licență și 195 la cel de masterat. În ceea ce privește studiile doctorale, universitatea scoate la concurs 25 de locuri bugetate și 78 cu taxă. Alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni. Pentru a fi admiși, candidații au obligația să se înmatriculeze cel târziu până la data de 20 septembrie. Altfel, vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Toți candidații care se înmatriculează și devin studenți ai Universității Ștefan cel Mare din Suceava vor primi un sprijin material sub forma unui laptop sau a unei tablete însoțite de o cartelă SIM cu abonament de date, cu o durată de valabilitate de minim 9 luni și cu minimum 50 de gigabits pe lună. În plus, peste 30% dintre viitorii studenți pot primi anual de burse cu valori cuprinse între 600 și 1100 de lei. De aceste burse pot beneficia studenții care au depus la dosar diploma de bacalaureat în original sau pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalaureat, adeverința de absolvire în original. Studenții care nu au mai urmat un alt program de studii pe locuri bugetate, indiferent de poziția pe care o ocupă în clasament, candidatul care se înmatriculează are șansa obținerii unui loc bugetat. Având în vedere că unii dintre colegii lui care sunt plasați pe un loc superior au fost admiși și la alte programe de studiu din cadrul universității sau la alte universități, fapt care generează modificări în ierarhie. De asemenea, la anumite programe de studiu, primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studiu burse în valoare egală cu taxa de școlarizare pe care ei ar trebui să o plătească. Evidențiem și faptul că studenții care ocupă în urma înmatriculării un loc cu taxă vor putea trece pe un loc bugetat grație rezultatelor obținute pe parcursul școlarizării, chiar și în timpul primului an de studiu. Lista studenților care ocupă un loc fără taxă se reface la începutul fiecărui an universitar pe baza rezultatelor obținute în sesiunile de examene.